Astăzi trebuie să alegem împreună servitori. Și o să încep cu Pastramă. Te rog frumos, spune-mi care este propunerea ta pentru servitorii săptămânii. Mihaela, la băiat, n-am altă variantă, doar pe Silviu. Bun, și la fete? La fete, singura variantă este Ioan. Bun, dar uite, dacă tot a vorbit de Ioana... Am să-i votez pe noul cuplu format în fermă, pe Brigitte și pe Pastramă, tocmai ca să nu mai aud anumite sunete noaptea și să le dau intimitatea în cealaltă... casă. Pentru prima oară de când suntem în fermă avem și noi avantaj. Având în vedere că l-am scos din joc pe Remus la duel și Brigitte a trecut de partea noastră, este prima noastră șansă să nu mai fim și noi servitori. Măcar o dată. Alegerea mea la băieți va fi Silviu. Iar la fete, Ioana fără nicio supărare, pentru că și ea m-a votat pe mine și nu m-am supărat. Am să spun întâi numele persoane feminine pe care o votez, anume Brigitte. Am vrut să votăm Brigitte pentru că ne-a mințit pe față, și pe mine, și pe Moroșanu, și întregul grup. La băieți, voi spune Pastramă. Bun, Brigitte. Mie nu-mi place să mi se impună să fac un lucru care am spus în urmă cu o săptămână că nu-l voi face. Mi s-a impus să fac acest lucru. Păi numai cine? Ioan ar vrea să fie, dar nu votezi tu. Nu votezi. Vreau să fii și tu ok. Chestia asta. Fac ce zici tu. Voi fi în același asentiment cu persoana care mi-a câștigat încrederea și voi vota aceleași persoane, adică Silviu și Ioana. Moro, te rog frumos, zi-mi la cine te-ai gândit tu pentru această săptămână. Ceea ce ne deranjează pe toți este trădarea. Și trădarea este un lucru foarte urât. Eu i-am vorbit bine. Ce a spus el și până unde s-a ajuns e mult mai mult. O votez pe Brigitte. Nu contează. Din partea bărbaților, Pastramă. În acest moment avem egalitate la voturi. Rațiunea mă face să-l votez pe Silviu și Ioana. Am crezut la începutul săptămânii că fetele din tabăra lor vor vota independent, așa cum au făcut-o și alte dăți, și nu vor asculta ce li se va spune. Dacă ar fi fost după mine, aș fi ales alte persoane. Scorul în acest moment, 4 voturi Brigitte și Pastramă, 5 voturi Silviu și Ioana. Cumva previzibil, am știut în decursul zilei de astăzi că asta ar fi una din posibilități. Da, dacă așa au simțit colegii mei, păi da, nu pot să... Ce pot să eu să fac? Mă supun, asta e. O să vă rog să vă luați bagajele, să mergeți la camera servitorilor. Nu-mi dau seama exact ce a fost în creierul lor, pentru că n-au gândit-o prea departe din punctul meu de vedere ca strateg, așa cum mă intitulează Moroșanu. Eu aș fi votat-o pe Belbiță la servitori, pentru că știam clar că Marius nu va pune pe ea la duel și atunci aș fi protejat fetele, așa cum fetele probabil că își doresc să se întâmple, de asta le era și teamă să voteze cu Brigitte, pentru că știa că Marius o va trimite pe ea la duel și atunci le era frică, însă varianta mea mi se pare mult mai bună. O puneam pe Belbiță, clar fetele erau protejate, la băieți mă puneau pe mine, m-ar fi trimis pe mine la duel.